Hai noroc, internet! Bun găsit la încă un vlog! Încă un vlog din miliardele de vloguri de pe internet. Astăzi v-am adunat să vorbim despre muncă. 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 Ce e asta muncă, mă? N-o să vorbim despre munca de la 9 dimineața până la 5 seara. N-o să vorbim despre munca în teritoriu. N-o să vorbim despre munca de acasă, atunci când tu îți faci birou acasă. Nu. O să vorbim despre munca aia care se întâmplă de 50 de ori pe an. E asigurată, cu un salariu foarte bun, după asta cu o pensie foarte bună, cu un fotoliu foarte bun e asigurată, cu o recepție foarte bună din partea publicului, pentru că tu ești urmărit de zeci de mii, de sute de mii, de milioane de oameni. Munca unui deputat în Republica Moldova. Am avut eu șansa pe parcursul scurtei mele, dar interesante vieți, să văd, nu să asist personal, dar să văd în direct câteva ședințe de parlament. Și în necunoașterea mea de fiecare dată mă întrebam, de ce? De ce? De ce oamenii muncesc așa? De ce oamenii pretind că pleacă la muncă? Și de fapt fețele se citește foarte clar că lor asta tare, tare nu le place. Și în același timp, tu tot ești om, ai o leacă de simpatie și empatie în tine și te gândești că nu, eu n-as arunc cu ură întrânși, că și ei sunt oameni, au familii și majoritatea dintre dânși au această scumpă explicație. Eu pentru familie o fac, eu pentru a mei o fac. E clar că eu nu fac asta public, îi zic că asta fac pentru țară, dar totuși ei, ca și majoritatea oamenilor, încearcă să-și protejeze căminul familial. Pentru oamenii apropiați să construiască, să dreagă, să facă. Adică nu putem să învinuim că sunt răi, nu putem să aruncăm ca atâta ură în continuu, întrânși, în deputații Republicii Moldova. Dar cu toate astea, ei se duc la muncă de 50 de ori pe an, din 365 zile, 50 ei le muncesc. 50! Și cu toate astea, din aceste 50 sunt oameni care lipsesc 4 sau chiar 8 ședințe și nu pățesc nică pentru că nu spârghi pentru a-i pedepsi. Începi ziua de muncă prin a discuta 30, 40, 60 de minute uneori despre ce să discute. Deci ei vin la muncă și ei discută despre ce să discute. Și zici, băi, de ce în anul 2017, din cauza unui gimpu care nu poate folosi Facebook-ul și nu poate folosi Facebook Groups, din cauza lui voi trebuie să vă adunați 100 de oameni sau 70 de oameni dacă lipsesc mai multe râle, de-al de Corneliu Mihalache, de exemplu, deputați neafiliați. Din cauza lor voi vă adunați și pierdeți atâta timp, 30 de minute, ca să grăiți despre ce urmează să grăiți. De ce se întâmplă asta? Și deși contribuabilii urmează să vă plătească vouă salarii în continuu, pentru că voi să vă faceți atât de ineficient munca, cu ce să deosebiți deputații de alți oameni? Deși profesorii trebuie să-și ieie tema pe acasă a copiilor, lucrările de control și să continue în afara orelor de serviciu să-și continue munca. Deși deputații nu pot înainte de ședință să-și trimată aceste propuneri care le numesc ei, sugestii la proiecte de lege, la procedură, ca după asta când se întâlnesc la ședință, propriu-zis să comenteze, deja să înceapă să comenteze foarte eficient, lucrativ, să comenteze toată informația care ei deja o au în cap. Chiar e atât de complicat? Eu nu știu, trebuie de schimbat. Asta ține de legea Parlamentului, poate juriștii ar putea să mă ajute aici cu o precizare. Sau asta ține poate de codul muncii. Eu n-am o experiență bogată de muncă, probabil cel mai lung în viața mea în același loc de muncă am lucrat la Jurnal TV. Dar de fiecare dată când aveam ședință, eu înțelegeam că asta e atât de neproductiv. Ședința trebuie să însemne, bună ziua, noroc, inspirația mea este X, eu azi vreau să fac asta. Ok, perfect, eu am nevoie de următoarele instrumente, următorii oameni care să mă ajute. Un om la cameră, un om la montaj, un om la scenariu, bye bye, la revedere. Până de seara, produsul este livrat, dat în emisie. Înțeleg, nu e comparabil cu Parlamentul, băi, că îți discut proiecte de legi, proiecte ample, multe aspecte, dar, totuși, nahrena când vine vorba de propuneri în Parlament, propuneri de lege ca gimpul, azi 24 februarie, o deschis gura și a pierdut oxigenul lui și atenția celorlalți și timpul prețios a zeci de oameni care se află în Parlament și a zeci de mii de oameni care vor privi după asta poate această transmisiune live a ședinței Parlamentului. O deschis gura și a zis că eu vreau să propun să vină președintele țării să ne zic nou, deși noi sărbătorim și deși el a felicitat lumea cu 23 februarie.
Noi amul nu ne întrebăm de ce asta se întâmplă. Pentru că noi știm, noi suntem oameni deștepți și noi știm că Dodon este un mincinos, provocator, un adolescent de ăsta încă înșerbențat, care vrea să agățe el cu chiu cuva, încearcă de ceva să agățe, pentru că el știe că plahotniuca l-are la mușcă, rușii l-au la mușcă, propria lui viață l-are la mușcă, pentru că el în numele familiei, după cum spuneam mai devreme, și-o tras casă de 400 de metri pătrați, dar pentru cine altcineva să-și tragă casă de 400 de metri pătrați la Buiucani decât pentru familie? Și că Gimpo deschis gura, o zis asta, Candu, eu deschis microfonul, închis microfonul, zis mulțumesc pentru propunere. Propunerea nu a fost susținută, că era în afara procedurii și-o încălca procedura. Dar cu toate astea, aceste zvonuri, nu că zvonuri, acest sunet s-a produs din gura lui. Eu dacă spuneam o prostie la ședință, probabil cineva râde, a doua oară râde mai puțin și a treia oară spune Andriuha, băi, calmează-te, 7 oameni în ședință, 20 de oameni în ședință. Nu pierde timp tuturor, hai să trecem la treabă. Dar în cazul lor nu există pârghii ca să-i pedepsească. Nu există pârghii ca să-i pedepsească pentru că ei întârzii, pentru că ei lipsesc, pentru că ei se mută dintr-o parte în alta. Căcova hrena ceva, că tu ai intrat cântându-ne în dudcă și spunându-ne că ți-e tare, îți place doctrina liberală. Tu ești pentru Uniunea Europeană sau tu ai zis că ți-e place Seșera Șocanu. Piste câțiva ani, piste câțiva timp, tu zici că... știți, nu-mi mai place să așa Șocanu, eu vreau să și o leacă neafiliat. Și amuși, mă-i apredilimă, mă-i apredilimă și o-i vedea cu cine sunt. Lămuriți-mă, care-s pârghiile noastre, oamenilor simple? Ce putem noi să facem, în afară de a decide odată în 4 ani, că ei să aibă de lucru sau nu, dar ce putem noi să facem, așa încât ei să lucreze ca și restul oamenilor, așa încât să fie munca lor productivă? Să nu asociem munca la stat cu un parazitism patologic din ăsta care puteți pe noi ne doare. Mulțumesc că ați ascultat acest rând într-o vineri dimineața la mine și nu știu și timp a zilei la voi. Pupicei, mai bine? Ne mai vedem, ne mai auzim? Hai noroc!